Bună, dragilor! Bună. Și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii noastre Happy Cafe! Bine ați revenit! Ce ne-ai pregătit pentru azi? Invitatul meu de astăzi este actor, se numește Adi Nartea, protagonistul serialului Iubire cu parfum de lavandă, care va avea premiera pe Antena 1, așa că hai să vedem ce spoilere ne dă! Bună, Adi! Bine ai venit în platoul nostru, mic, drăguț, cochet, dar plin de fericire, să-i zic așa. Mă bucur că te-am alături de mine și nu-mi vine să cred că te-am alături de mine. O să te las să-mi răspunzi că zic pe aia de ce nu-mi vine să cred. Ce faci? Cum te simți? Bine, uite, am mai prins în singura zi liberă de la filmare. Da, deci chiar așa a fost, singura zi liberă de la filmare. Am zis, hai să ne vedem, hai, că na. S-a nimerit, s-a brodit. S-a brodit la fix, pentru că era și fix singura mea zi liberă din săptămâna asta, așa că astrele au vrut să ne întâlnim. Ai văzut. S-au aliniat planetele. Ce tare, da. Glumă, dar ziceam mai devreme că nu vine să cred că te am în fața mea, pentru că prima dată când ne-am cunoscut noi, ne-am cunoscut de mai multe ori. Hai, da, că sunt bine. Mi-e și rușine să mai spun ce curs am făcut. Când a fost, mă? Deci, când ne-am cunoscut noi și ne-am văzut prima oară, a fost acum aproximativ 10 ani, că nu mai știm cu exactitate, la cursul de prezentator pe care îl ținea Teo Trana. Da, Teo, da. Bine, te știam de la televizor pe tine. Da, normal, cum n-ai bătut, nu te știu. De la televizor. Eu nu te știam pe tine acum, mă simt prost. Da, mă, nu, cum naiba să nu te știam, toată gașca. Bine, o știam și pe Teo și știam că se duce acolo și practic cumva m-am dus direct, așa a fost, punct ok, punct lovit, știi, pentru că eu voiam, atunci chiar aveam o carieră în față de prezentator TV pe care voiam să o abordez, adică eu deja lucram în domeniu de ceva vreme, prezentam evenimente corporate pe toată țara cu toate, cu companii și așa, dar niciodată prea mult pe televizor, știi? Adică eram doar așa, în mediul ăsta de publicitar, știi? Voiam să te întreb, de ce actorie? Habar n-am. Mă crezi că nu știu. Practic lucrurile s-au întâmplat, cumva au venit spre mine, eu nu am vrut niciodată să mă fac actor. Dar în același timp pot spune că mi-a plăcut să fiu în centrul atenției. Și chiar mă gândeam, zilele astea, chiar mă gândeam, băi, de ce sunt anumite meserii pe care le practicăm la o vârstă, să zic, de unde vine dorința de a face meseria, de unde vine dorința de a fi doctor, de a fi în centrul atenției, gen actor. De unde nevoile astea? Și plecase de la altceva, dar o să-mi aduc aminte de la ce a plecat. Și mă gândeam, practic, e cum ai fost în copilărie. Și eu cred, e o teorie a mea care nu este certificată, e pur și simplu o supoziție, eu cred că frații mai mici din familii, da, simt nevoia să fie mai mult în centrul atenției, pentru că e acel complex de frate. Zici că sora mea sau fratele meu a fost mai mult băgat în seamă de părinți și atunci eu trebuie să compensez. Și atunci, după maturitate, simți nevoia să compensez, să fii în centrul atenției. Look where I am, știi? Odată cu serialul Vlad, imaginea ta a cunoscut un... A bubuit. Exact. Da. O mare creștere. Da. Și oamenii te-au îndrăgit, te-au iubit. Și au început să te vadă ca actorul din Artea. Da, da. Cum a fost perioada aia pentru tine? A fost, cred că, tot ce mi-a lipsit mie în ceea ce privește facultate, un ATC și master, a fost în Vlad. Chiar a fost pe film. Faptul că am filmat 4 ani de zile, 3 ani jumate, 4 ani chiar, așa, în Vlad, a fost școală, efectiv. Școală cu tot ce înseamnă actorie. Pentru că în serial au fost Orodici Piștereanu, Olimpia, Ștefan Iancu, Emilian Oprea, Titienii, Condurache,
Deci eram aura, călărașul, haiduc. Adică eram efectiv înconjurat de oameni care asta făceau. Și ce am făcut toată viața mea, adică am furat meserie, asta am făcut și acolo. Adică aveam secvențe în care mă duceam la ordi și îl întrebam cum faci, mă duceam la Olimpia și cum facem, ajută-mă că eu sunt sportiv. Jur, exact asta ziceam, bă, eu nu știu, adică eu fac flotări, ajută-mă cum să fac eu treaba asta. Și m-au ajutat, pe lângă, bineînțeles, Jesus del Cerro, care practic a fost un vot de încredere din partea lui și cred că datorită lui s-au întâmplat multe. Și începutul în Vlad a fost foarte timid, eram foarte lemn, știi? Ușor, ușor am început să-mi dau seama despre ce este vorba, cu ce se mănâncă și deja prin sezonul 2-3 venea Jesus la mine și mă întreba cum crezi că ar trebui să facem secvența asta și eu ziceam, are you serious? Mă întreb tu pe mine cum să facem secvența asta pe care o regizezi tu? Zice, da, pentru că ai personajul atât de bine în tine încât aș vrea să știu cum vezi tu toată treaba ca să vedem cum, știi? Adică așa ajunsese. Și a fost, deci 4 ani, cred că au fost 4 ani de master în Vlad. Master actorie film, pe lângă tot ce înseamnă producție, pe lângă tot ce înseamnă în spate. Ce a însemnat pentru tine din punct de vedere al celebrității perioada aia? Pentru că a început să te recunoască toată lumea. Da. Încă lumea mă strigă, Vlad, pe stradă, da. De asta zic. A avut o amprentă foarte puternică. Mă, cumva eram conștient că o să fie. Dar în același timp, nu pot să zic că a fost un element cheie în tot ceea ce făceam. Singurele lucruri care se întâmplau erau... Mi se facilitau mult mai repede la benzinării, la pașapoarte, la tot fel de... La, când mă duceam să cumpăr ceva, zicea, domnul Vlad, veni încoace, dar nu vreau să sar coada, dar nu, dar veniți aici în spate. Chestiile astea, știi? Adică aici pot să zic că am simțit celebritatea. Și faptul că, bineînțeles, când mergeam într-un loc public de pe Republicii și voiam să merg dintr-un capăt în altul îmi lua mult mai mult timp pentru că foarte multă lume mă oprea să fac poze. Și am învățat să mă și deghizez mai mult cu șapcă. Apropo, am avut șapcă, nu știu cum stă părul. Păi aici nu trebuie să te deghizezi, da. Aici ești păi într-un mediu da. Safe. Da. Dar ca idee, cred că Vlad și faima asta a venit după ce m-am maturizat. Și asta este foarte important. E foarte important pentru că ai reperele realității și lumii în care trăiești, care nu o să fie alterate de faptul că ești ridicat pe un piedestal de toată lumea. Atunci când ești ridicat pe piedestal de toată lumea, ai impresia că ți se cuvin lucruri, viața este mult mai ușoară și dramele sunt mult mai nasoale. Și atunci, cumva, pe mine m-a prins undeva la 38 de ani, ceea ce înseamnă că deja trecusem prin multe momente în viață care m-au format și m-au ajutat să rămân ancorat în realitate. Și pe lângă, familia mea și soție și copii care inevitabil te ajută să rămâi ancorat în realitate, indiferent unde te duci și filmezi. Și cu cine ai filmat? Cu Scorsese? Cu cine? Cu Tim Roth? Cu cine? Vino aici, ai un scutec de schimb. Exact. Ai treabă acasă. Așa e, jur, exact asta e. Și e sănătos să fie așa. Adică e chiar sănătos. Sunt câțiva ani în care... Ai lăsat rolul în urma ta și, mă rog, pe micile ecrane și ai avut o pauză în care nu ai mai apărut la televizor, nu ai mai avut roluri. Ce ai făcut în pauza asta și ce te-a determinat să reîncepi aparițiile TV sau, mai bine spus, cum a venit propunerea Asia Express? Da, pot spune cu mâna pe inimă că nu pot să zic că am forțat nimic. După ce s-a terminat, am avut această pauză în care nu zic că nu am vrut să fac ceva, am vrut. Și eram prezent peste tot, adică și evenimente, campanii multe, prezent online, ca urmare că după toată ascensiunea asta, publicul care era fidel în online nu a scăzut. Adică, practic, baza mea de followers a rămas relativ, a scăzut foarte puțin și foarte sensibil la... În același timp, asta mi-a demonstrat că lumea, practic, apreciază omul Adin Artea, știi? Mm-hmm. Și
Nu zic că nu am vrut să fac parte din mai multe lucruri, dar deja imaginea era destul de puternică. Alte proiecte similare care au urmat nu puteau să mă includă pentru că se confuza audiența. Și am rămas așa în pending. Într-un fel mi-a părut bine că am avut timp să stau acasă, să gestionez lucrurile acasă, să-mi gestionez campanii, să gestionez lucruri la nivel personal. Am făcut curs de regie, am mai făcut actorie, adică am mai filmat lucruri, scurtmetraje, chiar și niște proiectele mai mari care au fost pe Netflix și așa mai departe. Adică au fost lucruri care m-au ținut în priză, dar în același timp simțeam că vreau mai mult și cred că a fost doar un exercițiu de răbdare, pentru că primul lucru, ce îmi doream eu după tot ce s-a terminat, toată nebunia Vlad, era îmi doream ca lumea să vadă că eu aș putea să fac și altceva pe actorie, în afară de rolul ăla, și mi-aș fi dorit să pot să demonstrez asta cumva, deși nu aveam neapărat uneltele necesare. Voiam să cunoască lumea și omul ăla din Artea, din spatele actorului, adică să nu mai confuzeze Adi, Vlad, știi, ca să nu mă, în momentul în care mă văd în parc cu copiii de mână, în pantalon scurt, șlampăt și cu șapca întoarsă, să nu zică, a, știi, asta nu-i Vlad. Nu, e Adi Nartea. Știi, cam asta, voiam ca lumea să simtă cumva diferențele astea și am zis, din punct de vedere personal, Asia Express, asta ar ajuta enorm de mult să arăt lumii și ce înseamnă ce e Adrian Nartea pe lângă Vlad, știi? Ce înseamnă el cu tot, na, cu tot ce vine, cu viața de familie, cu nervi, cu, știi, cu omul, na. Și, na, cumva am stat și am gândit-o foarte mult timp, cum să o fac, când să o fac. Bineînțeles, trebuia acordul acasă. Ce se întâmplă, pentru că na, două fetițe, una de 3 ani, una de 8, să le las acasă vreo 2 luni de zile, nu-mi dădea mâna, mai ales că eu am fost prezent cu ele mult timp, știi? Propunerea a venit de dinainte să se plece în America Express și am trăgănit-o și n-am, din vari motive am zis, băi, e prea din scurt și am stat pentru Asia, știi? Și a fost bine, da, a fost foarte drăguț. Când eram în Asia Express, pe la etapa 4-a, vine cineva din producție, Diana, și îmi zice, auzi, am vorbit cu Ruxandra Ion și mi-a spus că te-ar vrea să te vadă pentru o producție de-a lei. Și eram, are you serious? The Ruxandra Ion? Te-ai întors după experiența asta și cum te-a modificat Asia? Avusesem o conferință, am fost invitat la un TED Talk și m-au întrebat quality of life, știi, un fel de silver lining, adică cum? Și în discuția aia am zis, bă, hai să fac o lecție de fizică. Să zic o lecție de fizică. Și în lecția aia de fizică spuneam foarte clar ce faci atunci când îți cauți echilibru. Te așezi pe un scaun, că ai echilibru. Din picioare te crăcănezi ca să stai așa, dintr-un picior în picioare crăcănat să stai mai stabil. Dacă simți că nu ești stabil, te așezi. Dacă simți că nici pe scaun nu ești stabil, te întinzi. Toate astea sunt centrul de greutate deasupra punctului de sprijin. E, dacă îl muți sub punctul de sprijin și te atârni, aia este o stare de echilibru dependentă. E fizică. Da, okay. Da. Care nu-ți lasă, nu-ți dă impresia de dezechilibru. Adică nu mai ai unde să te duci. Odată ce te-ai atârnat, gravitația te trage într-o parte, tu ești atârnat. E, și am transpus asta, apropo de ce înseamnă și cu ce m-a schimbat, în viață, când nu mai ai puncte de sprijin și oameni sau locuri de care să te agăți.
ce faci? Asta a fost momentul în care tu ți-ai pierdut orice punct de sprijin. Că te agățai de el sau că te sprijineai de el. Știi? E, sunt momente în viață în care o faci involuntar și momente în viață în care o faci voluntar. Cum a fost Asia Express. Asia Express. Și m-am dus în Asia Express ca să-mi pierd, să zic, zona de confort, ca să-mi pierd echilibru, ca să văd că, de fapt, și așa se încheie și conferința, și speech-ul meu la TED, este, de fapt, echilibru e în tine și tu trebuie să-l găsești în tine. Și să te lași dus de val și de oameni și de viața asta care este frumoasă și echilibrul tău este acolo înăuntru. Acolo trebuie să-l găsești. Acolo sunt punctele tale de sprijin în tine. Nicăieri în afară. Și, na, practic de acolo. Asta a fost pentru mine Asia Express, ca să conchid, a fost o plecare voluntară în care să-mi pierd, să zic, toate simțurile și toată zona mea de confort de acasă și să-mi dau seama exact cum stau, cum sunt, cine e din artea, știi? Este practic o excursie în tine și cam asta s-a întâmplat. Pentru că este o lecție de umilință când ceri autostop sau cazare, este, eu fiind mândru de fel, știi? Ardelean mândru, să mă duc să cer cazare, deci aia a fost cel mai greu moment al meu. Serios? Da. Dacă ai putea să te întorci în timp, ce anume ai vrea să schimbi la experiența asta? Nimic. Toate lucrurile tragice, fericite și așa, fac parte din ceea ce sunt eu acum. Și atunci, dacă ar fi să schimb ceva, ar însemna că eu nu mai sunt ăsta de aici și acum. Și eu nu pot să fiu altceva. Și atunci, odată ce au trecut, m-am împăcat cu ele, chit că au fost eșecuri, chit că au fost succese. Așa. Se? Da. Sunt împăcat cu tot ce a fost. Și cred că asta e lucrul pe care trebuie să-l facem, indiferent că mergem în Asia Express sau nu, să ne împăcăm cu toate lucrurile din trecut, ca să nu rămânem agățați acolo, pentru că ce e important e aici și acum. Și dacă aici și acum ești bucuros și fericit, why not? În această toamnă putem să te vedem pe micile ecrane în serialul Iubire cu parfum de lavandă, în rolul de protagonist. Ce poți să-mi spui despre acest proiect și cum a venit propunerea, cum ai primit-o? Deci, faptul că s-a întâmplat Asia Express a fost efectiv o surpriză plăcută pe care mi-am dorit-o, cumva The Secret, da. Și ți-a atras-o. Da, așa. Și când eram în Asia Express, pe la etapa 4-a, vine cineva din producție, Diana, și îmi zice: auzi, am vorbit cu Ruxandra Ion și mi-a spus că te-ar vrea să te vadă pentru o producție de ale ei. Și eu eram: are serious? The Ruxandra Ion? Adică eram: mamă, eu toată viața știu de Ruxandra Ion, adică de când sunt în București știu de primele producții pe care ea le-a făcut. Ba mai mult, eu lucram ca asistent de casting în momentul în care ea făcea casting pentru primele două seriale în România. Serios? Da, wow, cu Oana Zăvoranu. Și a venit și Oana Zăvoranu să ne ajute să dăm probe. Probele erau făcute de Domnica și de Mihai Bauman. Și eu filmam probele alea, eu țin minte momente. Pe lângă Băieți Buni, serialul care a fost, adică eu lucram ca asistent de casting, știi? Și știam de tot ce face doamna Ruxandra Ion. Și eram acum, după toată saga asta de prezentator, de evenimente, model, actor reclame, actor film și Vlad și așa, cumva s-a întâmplat. Și apropo de ce-ți dorești și de cum se întâmplă lucrurile. Și am zis clar da. I-am zis Dianei, eram în Asia, noi n-aveam telefoane în Asia. Și am zis da, da, na, cumva să termin aici, știi că e... Și am zis da, nu-i problemă, nu-ți face probleme. Când te întorci, probabil o să vrea să vă vedeți. Și zic da, cu tot dragul, mă simt, eram chiar onorat de propunere și de idee. Și așa s-a întâmplat. Adică, practic, am încapsulat ideea asta,
am zis, bă, acum fie ce-o fi. E în mișto. Asia. Da, e foarte mișto că se întâmplă. Mi-a dat o motivație să merg, știi, și să fiu, știi, cumva... Orice ar fi, o să fie bine și deja nu mai e presiunea, bă, se termina Asia Express, ce fac, știi? Ok, se termina Asia Express, hai să dăm tot ce putem, tot ce, știi, să fie mișto, că după aceea avem de lucru. Adică a fost așa, o chestie foarte drăguță. Și când m-am întors din Asia, ne-am întors, practic nu a durat mult timp, mi-am luat o vacanță, și am intrat în citire de scenarii pentru Iubire cu parfum de lavandă. Și mi-a spus Ruxandra, mi-a zis, păi, a fost efectiv un wild card și o doză de inconștiență din partea ei, știi, să mă aștepte pe mine. Pentru că proiectul trebuia să se desfășoare și cumva abia după a doua sau a treia citire de scenariu a zis că și dacă aș fi venit la casting, m-ar fi luat-o pe mine. Mm-hmm. Pentru mine a fost, yes. Deci nu, da. Au fost cu niște emoții când am citit primele episoade cu tot castul care era selectat. Eu eram efectiv venit, nu am trecut de nicio probă, de niciun examen, de niciun casting, ci doar încrederea Ruxandrei, știi? A fost acolo și eram ok. Eu sunt impostorul. Apropo de simptomul impostorului. Da. Cine naiba putea să fie altcineva? Și na, până la urmă mi-a confirmat și mi-am confirmat că lucrurile sunt ok și s-au potrivit bine și slavă Domnului și deja suntem în a patra lună de filmări. E mișto. Eu am fost martoră la toată situația asta și mă gândeam cât curaj. Că știi cum e, poate ajungeai la casting și nu știu, poate nu-ți plăcea proiectul. Pur și simplu, exact. Și poate ziceai... Mă, nu ai luxul să nu-ți placă proiectul, mai ales în România... Nu știu, dar se putea întâmpla orice. Da, se putea întâmpla orice. Da. Iar ea a avut curajul să se bazeze pe tine și doar pe tine. Da. Da, mie mi s-a părut efectiv și în momentul ăsta simt că trebuie să demonstrez și să-i arăt Doamnei că n-a făcut alegerea greșită. Jur, da. Dar nu-ți dă așa un... Nu, credere. Nu, îmi dă o presiune că trebuie să fac lucrurile bine. Super. Asta e. Da, păi nu. Dar fiecare zi e un test. La mine funcționează asta. Nu mai e un test, nu, că deja vorba aia. Fiecare zi este o demonstrație că e bine, știi? Și de fiecare dată, cumva, converge cu dorința asta mea de a descoperi și de a face lucruri și de a continua să învăț, pentru că în genul ăsta de produs, lucrurile merg foarte repede și trebuie să fii efectiv, trebuie să fii sharp, țiplă trebuie să fii. În momentul în care te strigă Adin Artea, hai la video asist să dai text, dacă e ceva ce nu știi, e complicat că nu ai timp să stai să o rezolvi, înțelegi? Și atunci trebuie să fii pregătit cu tot, știi? Cu totul. E greu, frumos în același timp. E un an. Filmările sunt aproape un an de zile. Doamne ajută să fie bine. Da. Îi mulțumim încă o dată lui Adi pentru că și-a făcut timp să ne fie alături și ne-a făcut curioși vis-a-vis de proiectul care va începe din toamnă. Să vedem ce se întâmplă în Lavanda. Suntem cu ochii pe serial, suntem și voi, sper că sunteți cu ochii pe noi, pentru că revenim și data viitoare, desigur. Vă pupăm! Pa, 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 pa. Simțeam că urmează să fie o zi nasoală și știam că am casting, zic pe bune, așa, și am fost la un pas să nu mă duc pentru că mi-era frică că nu pot să dau performanța aia, știi? Nici nu știu dacă termina liceul, de fapt, adică nu mai merge la liceu, dar... Măliu, ce-am făcut acolo, ce o să fac, ce, Doamne? Eu nu știu ce-am făcut în primele episoade. Boss, zici că n-am urcat pe scenă în viața mea, eram fier de emoții.